stimați invitați, în conformitate cu dispozițiile articolului 134, alineatul 1 din ordonanța de urgență numărul 57/2019 privind codul administrativ, ați fost convocați pentru astăzi în ședință extraordinară a Consiliului Local prin dispoziția numărul 107 din 5 martie 2021, dispoziția domnului primar. Din cei 15 consilieri sunt prezenți 13, lipsește domnul Butucaru și domnul Stefu. Fiind prezenți majoritatea consilierilor, ședința este legal constituită și își poate începe lucrările. Ca invitat avem pe doamna doctor Alina Antonoaie, nu știu dacă zic bine, Antonoaie. Având în vedere problemele supuse spre analiză, așa cum ați luat la cunoștință din invitația transmisă de doamna secretar, vă prezint ordinea de zi din această seară. Proiect de hotărâre privind aprobarea cesiunii contractului de concesiune numărul 2 din 6-11-2014, inițiator domnul primar Petrișor Claudiu. A mai apărut un proiect suplimentar propus tot de domnul primar și anume proiect de hotărâre privind aprobarea completării listei partizilor de masă lemnoasă provenită din fondul forestier, proprietate privată a Comunei Uitus, ce se exploatează în anul 2021. Aceasta este ordinea de zi, dacă sunt probleme. Dacă nu, supunem la aprobare ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc! Așa cum a fost opinia dumneavoastră de la o ședință anterioară, doamna consilier Naima Lanecica a fost aleasă președinte de ședință. O invit să preia conducerea ședinței. Mulțumesc! Bună ziua! Începem cu primul proiect de hotărâre. Proiect de hotărâre privind aprobarea cesiunii contractului de concesiune numărul 2 din 6-11-2004. Aș vrea președinții de comisie, comisia favorabil. Economică favorabilă și de cultură favorabilă. Da. Pentru început să-i dăm cuvântul doamnei doctor Alina Antonoaie. Vă rog. Nu știu să-mi fie să vă spun că... Dar ce-a primul să da, sunt Alina Antonoaie, medic de familie într-o comună alăturată și a dorit de cum nu știu să fiu doctora celor, nu știu de ce. Acum doctorița a avut colega mea și a exprimat dorința să se pensioneze, că e dreptul meu și eu am spus că mi-aș dori să fac asta. Spațiul în care se desfășoară activitatea de medicină de familie, toți ați fost acolo? Da. Nu, dar eu sunt foarte încântată că se întâmplă lucruri nemaipomenite lângă și cabinetul ăsta arată genial în închipui, pentru că și oamenii de aici din au dreptul la, așa, exact. Normalitate. Da. Legislația în vigoare și până la urmă nu numai, pacienții au dreptul la doctor lângă ei, că de aia se cheamă doctor de familie. Așa încât aceea aș fi vrut să caut în altă parte un loc, dar existând acest loc, doctorița pe acolo, mi-e chipui că lucrurile nu trebuie explicate foarte mult. Dacă aveți întrebări și, nu știu, dubii, eu nu dau seama exact ce ne liniștește lumea din jur, așa încât, dacă aveți întrebări, aștept să mi le puneți ca să fie lucrurile clare. Mai nu știu cum se desfășoară ședințele. Păi da. Este vorba despre un anunț pe dumneavoastră că luați colegul doamnei Cut sau este doar o propunere este sau ce? Nu, este... Este un proiect, dar ok. Deci, asta vreau să spun, este și una... Conform legii, medicul de familie, când se pensionează, are dreptul să își cesioneze praxisul, așa se cheamă. Prin zona noastră, toate locațiile nu sunt vândute, sunt în concesiune de la primării, sunt la aparțin comunității și atunci, practic, asta nu poți tu. Când tu cedezi,
și pacienții prost spus, pentru că pacientul are dreptul, eu voi fi obligată să afișez și să pacientul are dreptul 6 luni de zile, deși legea spune că dacă te-ai înscris la mine, te-ai înscris. Ai nu obligația, trebuie să stai la doctorul pe care ți l-ai ales 6 luni de zile, în condițiile în care praxisul este preluat de doctor, ești anunțat că în 6 luni de zile, dacă nu îți place medicul, te poți duce la ce medic alegi tu, fără să mai fie chestia cu 6 luni, după 6 luni. A fost anunțat această cesiune și la Colegiul Medicilor, a fost anunțată și Casa de Asigurări, e conform legii. Sunt niște, dacă vreți vă citesc, la mingate, că scrie și în povestarea. Nu pentru noi, cât și pentru locuitori, dacă ei să înțeleagă, să fie pe spusele lor. Eu nu știu, dar iarăși, nu știu dacă mă cunoașteți, nu știu dacă știți cum lucrez, domnul primar a avut cumva experiență de lucru cu mine câțiva ani. Eu voi încerca să învăț pacienții să mă cunoască și sper să fie deschis și pacienții, ce să zic. Sunt liberi să facă cum vor ei. Cum vor ei, da, și în limita unor, în limita legii, știți? Adică, dacă eu, prin faptul că voi prelua acest praxis, voi avea, așa zis, dreptul, dar de fapt voi avea cabinet 7 ore. Nu știu dacă înțelegeți ce înseamnă 7 ore lucrat fără pauză ca să nu ajung seara acasă, știți? Dar am acest drept să fac 7 ore și pacienții pot fi atunci mulțumiți că vor avea servicii. Destul, da, servicii asigurate. Ok. Mulțumim tare mult și vă să știți că noi ne bucurăm că ați venit la noi. Eu sper să confirm aspectul. Da. Dacă există amendamente sau discuții, dacă nu există, supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abține? Nimeni. Trecem la punctul 2, proiectul de hotărâre privind aprobarea completării listei partizilor cu masa lemnoasă provenită din fondul forestier, proprietate privată a Comunei Uituz, ce se exploatează în anul 2021. Comisia de Agricultură a dat aviz favorabil, da? Avem amendamente? Discuții? Spuneți-vă, domnule. Aș dori să precizez că e vorba de 30 de metri cubi din zona de unde se lucrează în momentul de față de către DRD pe Iași, efectuează acele lucrări de protecție. Lucrarea se întinde pe 6 luni, au termen de finalizare. Ei au venit către noi pentru a exploata acolo masa de masă unde execută lucrările pentru a putea să îndeplinească obiectivul. Îți sunt pe mal acolo? Poftim? Îți sunt pe mal, dar da, acolo. Pe planul de acolo. E vorba doar de 30 de metri cub, scoatem la licitație, sperăm să și vină cineva, pentru că e un risc accidental acolo, destul de ridicat, pentru a putea fi dusă la îndeplinire lucrarea de către constructor. Mai există și alte discuții? Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Îndeplinit în acesta. Împotrivă? Abține? Se încheie ședința. Mulțumim tare mult. Doamna ședință. Spuneți-mi. Vreau să întreb pe domnul Ivan. Domnul Ivan, contractul e pășurat pentru fermier. Cum vor fi derulate în acest an? Urma să vă anunț eu un lucru pe această speță. Trebuia să vină de la Consiliul Județean Bacău o hotărâre a Consiliului Județean prin care să fim informați cu valoarea sumei pentru masa verde. Proiectul respectiv a fost prins în ordinea de zi în luna februarie, a fost retras din motive mai mult sau mai puțin cunoscute și am înțeles că o să fie din nou introdus în luna martie. Noi, ca să scoatem la licitație, avem nevoie de această sumă să putem să ne facem și noi calculele pe plan local.
Din aceste considerente, voiam să vă anunț că ședința ordinară, cel mai probabil, o să o facem în perioada 29-31 martie, în ideea ca să nu mai facem încă o extraordinară. Licitația va urma cursul amenajamentului pastoral? Da. Da, conform amenajamentului și situației din teren, pentru că multe pășuni sunt de fapt împădurite, am avut discuții, o să le aducem la cunoștință celor care doresc să concesioneze ca să meargă după aceea vorbe că le-am concesionat o anumită suprafață, dar APIA le subvenționează mai puțin, le aducem la cunoștință de la început, iar ei își asumă și transmit și pe această cale că vor fi și obligații, nu doar drepturi. Pentru că ani de zile nu s-a curățat pășunea și am ajuns în stadiul că este pădure în multe locuri. Iar codul silvic nu-ți permite să defrișez ceea ce este mai mult de 0,6. Și până că suntem în întârziere. Suntem, am zis, din motivele menționate anterior. Dacă Consiliul Județean trimitea în timpul necesar, eram și noi la zi cu partea noastră ca de nevedere pe plan local. Ca să zic, prea mult nu sunt afectați fermieri pentru că au timp până pe data din 3 mai să depună documentația la APIA. Eu sper ca în luna aprilie să finalizăm și să nu mai avem discuții. Nu, sunt niște informații, pentru că știi că pune treabă, treabă, nu răspuns. Sunt. Cine a venit, cine a sunat la primărie sau a venit, noi am oferit clarificările. Dar ședința anterioară a fost discuția că o să se poate extrase din amenajamentul pentru a fi îmbânat de fermierilor să intre și să prelască și ei. Ei trebuie să facă solicitări și când vor depune documentația la licitație, vor primi. Și este o dată când se fac solicitări, este o dată anume? Solicitări? Până la martie. Trebuie să aprobăm noi, în Consiliu. Și după aceea se face. Am înțeles. Mulțumesc. Mai sunt alte discuții? Dacă nu, încheiem ședința. Mulțumesc foarte mult pentru participare și o seară frumoasă!